Cam asta e partea cealaltă a orașului, Bistreț. Cam așa arată. Asta e partea bogaților, cum zic eu. Ceea ce am filmat în prima parte a fost partea săracilor a orașului. Aici începe altă mișcare. Altă mișcare că... știți cum e? Sunt mai multe societăți într-o societate. Și asta e una dintre ele. Asta e una dintre ele. Și partea ieșirea din Bistreț, cam așa arată. Ați văzut intrarea? Mă, și cum e? Aici mai chiar este mișcare, aici. Haide aici cu băieții. Da, băieții, mi-au dus apă. Mi-au dus... Haide. Țin cu mâna aia. Da, tate, o, vezi? Mircea THE Survivor. Hai să te vezi. Mircea THE. Mircea THE Survivor. Da. Și o să vedem și voi asta când o să o postez. Ok. Dar mai aveți vlogul tău? Am cel puțin vreo 50. Am cel puțin vreo 1700-1800. Ce-am filmat? Da, asta e o gașcă de băieți. Am să vă explic pe live-uri. Am să fac live-uri cine sunt băieții. Să nu o ținem pe poveste ca să... Da! Da, mersi! Acolo să vă vedeți când o să postez asta. Acolo să vă vedeți. Băiatul unul mi-a dus apă, unul mi-a dat ciocolată. Ciocolată, un cake mi-a dat. Cum m-a întrebat că ce mănânc. Să trăiți, Doamne ajută! Doamne ajută! M-a întrebat că ce mănânc și mi-a spus. Da, oameni, unul, altul, mai pe poveste, mai pe direcțiune. Și unul mi-a adus apă, unul mi-a adus un cake, o prăjitură și... Da, partea asta altă, n-am putut să filmez un pic din spate, cât mi-a venit în cap. Partea asta e partea bogată a orașului Bistreț. Nu m-am gândit că aici așa e. Păi la intrare era dezastru, frate. La intrare, păi pe partea sudului, spre nord. Ăsta e nordul orașului. Adică nordul orașului în urcarea mea. Și am vrut să văd cam cum e. Bă, ce să zic, e trotuare, un drum principal, lumea umblă cu bicicletele, nu au o zonă de biciclete, am văzut că foarte multă lume are biciclete electrice, biciclete, toată lumea, pentru că orașul e foarte lung, e foarte lung orașul. Chiar mă gândit să mă asară, că dacă eu intram în el asară, eram mort. Uite, toată lumea cu biciclete, vedeți? Aici toată lumea umblă cu biciclete. Zice, pentru că orașul, comuna e foarte lungă, pe lungime, știi? Nu-i băgat într-un pătrat ca să te miști să fii tot acolo. Bistrețul e mare, mă. Bistreț. Da. Copii de treabă, înțeleg, înțelegători. Ei sunt mulți care sunt mai obraznici, dar sunt alții care altfel au. Dacă ce îmbăzi de la țară, nu e adevărat. Că ai creier și ai o educație, familie, ești om, uite aici. La magazine, la greu. La greu, pentru că asta și avantajul. Asta și avantajul aici, pentru că multă lume merge din direcția în care stă. Nu mai merge la un kilometru, doi, la magazin. Aici magazine, cât e vrei. Și o localitate, o comună puțin mai locuită decât multe din spatele meu. Aici am văzut o populație foarte multă, tânără, foarte multă, deci foarte mulți copii, am văzut, mai ales dimineața, la ora asta, de aia să vezi ața copii, de aștia să se gândești, bă, aici chiar sunt mulți. În acela școală nu puteam să fac o idee. Da, ăsta e Bistreț, ieșirea spre nord, aici sunt case, mâncați așa. Palate, mâncavași, palate. Mamă, ce răcoare. Să mă opresc undeva, să arunc sticla și să mă acopăr. E soare. Că mă bag acum în Bistrețul nou, atunci cald. Sănătate, străiți! Sănătate. Da. Porți.
Porți, tati, nu vrei jaluba. Porți, porți mai scumpe ca casa. Bă, și cum e? Fiecare face ce-i place. Nu poți să judești pe nimeni. Faci ce-ți place, tati. Dacă îți place să trăiești așa, așa trăiește, tati. Și cea de alături abandonată. Aș putea să zic că e 50-50. 50-50. Foarte multe baruri mari. Mari, zici că așa de mari le-au făcut, zici că ar fi pline tot timpul și să închepe lumea. Probabil, n-ai de unde să știi. Eu trăiesc în Neant. Uitați, altă casă. Hai, altă casă. Abandonat. Am spus, sunt foarte multe. Foarte multe case abandonate și foarte multe case poș. Să mai lucre, să mai mișcă lumea pe aici. Da, mi-am dat eu seama, cum cu Occident, că și băieții ăștia tineri mi-am dat seama că au cât de cât o vorbă. Altă stradă și altă casă. Uite, de plină e la bar, mâncața sufletul tău. Plin, plin. Uite aici, băieții muncesc, să mai mișcă treburile pe aici. Trăiți, Doamne ajută. Să mai mișcă lucrurile pe aici. Când se mișcă lucrurile, înseamnă că, uite, copii lucră. Da, asta e. Asta e comuna sau localitatea, cum se va numi ea. Uite, alte case. Dovărât. Aș putea, v-am spus, să zic 50 pe 50. Case frumoase și case care se dărâmă. Uite, aici sunt patru murite în casa asta, mâncați. Mamă, ce m-am speriat. Zic, gata, asta e pe mine. Să mă duc undeva și să dau jos janta, să mă dezbrac. Eu când intru comune, eu prea stau dezbrăcat, că și așa mie, așa. Respectul. Respectul ăla pe ăla dezbrăcat pe stradă, dezbrăcat. Tricou jos, la asta mă refer că dezbrăcat. Uite, foarte multe baruri și restaurante. Foarte multe case în direcția aceea. Mamă, dar drumul e lung. Lung e drumul, Doamne. Îl văd deja, ac. Vârf de ac. Ia, pe toate stâlpurile sunt verze. Pe toate stâlpurile mâncați așa. Uite, aici altă casă. Mare. Și fac palunc lângă ea, e una care e abandonată. Uite, ea, de exemplu, abandonată. O pus dincolo beton în geam. Asta e, băi. Ce să vă spun? Băieți, am pupat, am făcut a doua parte bistreț ca să vedem că mi s-a părut ceva wow, diferență maximă de început și de sfârșit, de oraș, comună, localitate, ce-o fi. În spate, Baia și Amar și aici în față, uma case din alea, case de case, cu porți și cu ceva, îi ale lor, nu ale mele. Uite aici, alta, în desfășurare. De sunt, vezi, cam asta e, am pupat și ne auzim mai încolo, să vedem ce găsim mai încolo. Doamne ajută, pa, pa!